Începe procesul împotriva lui Elon Musk pentru o serie de tweet-uri despre Tesla. Miliardarul i-a acuzat că a provocat oscilații uriașe la prețul acțiunilor în 2018, când a postat mesaje prin care spunea că Tesla ar putea ieși de la bursă. Mai multe detalii îți dă Felix Damian, editor al FNews. Este un proces problematic pentru miliardarul, care nu a reușit să strămute cauza în Texas unde ar fi dorit, iar judecătorul Edward Chen a respins motivul invocat de apărarea sa că în San Francisco nu ar fi beneficiat de un juriu echidistant. Pledoariile de deschidere ar trebui să înceapă după ce este selectat un juriu format din 9 persoane. Candidații au fost întrebați din timp despre părerile lor despre Elon Musk și dacă dețin un autovehicul Tesla. Totul începe de la o plângere, la plângerile mai multor acționari de la Tesla, care vor să ceară miliarde de dolari sub formă de despăgubiri din cauza unor mesaje postate de Musk în august 2018 pe Twitter. La acea vreme, Elon Musk susținea că ar putea scoate Tesla de la bursă cu 420 de dolari pe acțiune și că avea și finanțarea asigurată. Operațiunea nu s-a făcut, iar acum acționarii spun că au pierdut mulți bani din cauza oscilațiilor provocate de aceste mesaje.